Tocmai a sosit un pachet nou, una dintre cele mai așteptate motociclete adventure. Este vorba despre BMW F850GS. Hai să aruncăm o privire să vedem ce avem aici. Este vorba despre un 850GS cu tema rally, din ce văd eu, și are o mulțime de dotări. Dynamic Traction Control, Dynamic ESA pe spate, keyless ride, adică pornire fără cheie, pachetele Comfort, Touring și Dynamic, pregătire de navigație, manual în limba română și a Comfort, ce să mai, este în echiparea de top. Cred că ăsta ar trebui să fie cel mai frumos moment din viața unui motociclist, când primești o motocicletă nouă. Așadar, în momentul ăla când vă luați o motocicletă, rugați-l pe dealer să fiți acolo când o scoate din cutie, pentru că e ceva deosebit. Ia uite la ea, ce frumoasă e, curată, în curând o să o noroim, pentru că o să o luăm la teste. Dar știa pe unde o să ajungă. Motocicleta asta este în dotare de top, este gata pentru aventură, are o protecție de radiator, de exemplu, standard. Ce ar trebui schimbat totuși? Scărițele sunt destul de înguste pentru folosirea în off-road. Suntem la Automobile Bavaria, acum la dealerul BMW. Avem un mecanic care ne ajută și montează elementele pe această motocicletă. Avem de montat oglinzile, handguardurile, parbrizul, avem și scutul de motor depus și evident bateria, ca să putem să-i dăm o cheie. Motocicleta este complet nouă, da, avem tot un 2 în linie și tot roată de 21 pe față și e tot la clasa mijlocie. Dar toate elementele au fost schimbate. Motorul, cea mai importantă parte a motocicletei, de exemplu, a fost complet regândit, complet reconstruit. Acum se simte mult mai viu, se turează mai repede și dezvoltă mai multă putere. Vorbim de 95 de cai putere, care se pare că e standardul în clasa medie de acum. Rivalii direcți au fix același număr de cai. Și roțile astea, chiar dacă avem 21 pe față, acum vorbim despre anvelope tubeless, rezervorul a trecut din partea din spate în față, evacuarea s-a mutat de pe stânga pe dreapta, ce altceva? De fapt, totul este nou, pentru că și cadrul e diferit, suspensiile sunt diferite, electronica e diferită, practic motocicleta asta ia cam toată electronica de la Aero 1200GS, cu modurile de mers Pro, inclusiv acel Enduro Pro care funcționează fabulos și cu ABS-ul Pro. Mai are quick shifter, mai are cruise control, evident manșoanele încălzite sunt acolo. Pentru moment, acesta este singurul parbriz disponibil, nu ai unul mai înalt și ăsta nu este regulabil pe înălțime. Așadar, este foarte interesant de văzut ce protecție la vânt oferă. Acum Daniel ne ajută să montăm protecțiile. Ăsta este scutul pentru motor. Vine fix acolo, dedesubt. De data asta este făcut din plastic, deci probabil că proprietarul acestei motociclete îl va schimba. Tot despre protecții, deși nu se vede, și această motocicletă nu l-are încă, noul F850GS vine și cu un crash bar nou-nouț. Cel vechi avea câteva probleme. Atunci când cădeai pe parte și crash barul se deforma, putea să-ți intre în motor și să spargă motorul. De data asta, la cum l-am văzut că este construit, ar trebui să fie eliminată această problemă. Rămânem tot la protecții și ne uităm la handguarduri, care de data asta sunt făcute doar din plastic, spre deosebire de modelul anterior, care avea niște handguarduri mai solide cu cadru metalic. Și
Și acum, momentul pe care l-așteaptă toată lumea, cel mai frumos moment, prima cheie. Am pus contactul, s-a aprins bordul, un bord complet nou. Este pe neutru. Iar acum apăsăm butonul roșu, să vedem ce se întâmplă. Ați auzit cât de bine sună? Sună cumva ca un V2 pentru că BMW a modificat intervalul de aprindere și mai mult decât atât, nu e doar sunetul, motocicleta asta merge complet diferit. Spun asta pentru că am testat-o deja la lansarea internațională, acum câteva luni. Deci, ce urmează să facem cu această motocicletă? În primul rând, vom avea un test mai amănunțit, în care o vom pune față în față cu vechiul model ca să vedem exact cât e de diferită, acum care are rezervorul în față, care motorul ăsta nou și așa mai departe și restul modificărilor. Vom ieși cu ea pe off-road, vom merge cu ea la drum lung și, foarte interesant, o vom pune față în față cu rivalii de pe piață, adică cu noua Honda Africa Twin și cu noul Triumph Tiger 800. Va fi un test comparativ foarte, foarte interesant. Așadar, dacă aveți întrebări până atunci, lăsați-le în secțiunea de comentarii și noi vom răspunde la toate în filmele noastre viitoare.